În ciuda vremii nu tocmai prietenoase, sute de deveni, în special tineri, au participat în weekend la cea de-a doua ediție de la Under History, eveniment organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. A fost vorba despre vizitarea expozițiilor muzeului, dar și despre șamanism, despre descifrarea mesajelor străvechi inscripționate în piatră, care se află la lapidariumul muzeului. Totul condimentat cu efecte video deosebite și muzică underground de calitate. Succesul i-a mulțumit pe organizatori care se gândesc încă de pe acum la cea de-a treia ediție a Under History. Din fericire pentru noi am trecut și peste cea de-a doua etapă, cea de-a doua ediție a evenimentului Under History. Din punctul nostru de vedere și nu numai, feedback-ul, să spun așa, în târg a fost extraordinar. A fost o reușită. Mulțumim încă o dată celor care au participat, celor de la Astronaut Crew, fantasticilor de la ROA, DJ Zo și toți care s-au implicat în realizarea acestui eveniment. Este un eveniment care, după cum spuneam, a început anul trecut, s-a desfășurat și anul acesta cu foarte mare succes, în special, să zicem așa, tinerii din Deva au fost foarte încântați de concept și de idee. Chiar ne-au mulțumit că ne-am gândit să realizăm așa ceva în Deva pentru ei, ca astfel ajung și ei în zona aceasta a noastră la muzeu. A fost, repet, un succes, sperăm să îl continuăm, dorința noastră este să-l continuăm și la anul, să fim sănătoși, să meargă lucrurile cum trebuie și ne revedem în Under History partea a treia, ca să zic așa, în 2023. Cu siguranță însă, cele mai credibile aprecieri vin din partea participanților la eveniment, băieții de la ROA făcând o măgulitoare comparație între Under History și Electric Castle, celebrul festival de la Bonțida. În plus, aceștia cred că la succesul evenimentului a contribuit poziționarea muzeului din Deva, precum și ceea ce oferă instituția publicului vizitator. Au fost oameni, dansau în ploaie, zice că erau... Acum mai bine... Erau ca într-un film tribal. Era cu pirați îndrăide. Poate asemăna Electric Castle. Se poate asemăna cu Electric Castle? Nu știu exact. Poate da, poate din cauza vremii. Și peisajul cred că e exact același. Cam așa e. Cine știe, eu sper să ajungă să fie un eveniment de anvergură aia. Nu? Așa ar fi frumos. Ce credeți că aduce publicul aici, formația dumneavoastră sau muzeul și ce e? Amândouă, să nu fim... Se completează? Să fim, nu știu dacă se completează, dar cred că amândouă. Totuși muzeul e inedit și toată expoziția e specială și noi venim cu muzica noastră. Dorința celor de la muzeu este de a continua acțiunea, mai ales că aceasta face o reclamă excelentă atât muzeului cât și întregului municipiu Deva. Dorința noastră, după cum spuneam, este să acest eveniment, acest concept, să devină un veritabil festival de amploare și probabil au făcut paralela aceasta cu Electric Castle, pentru că și Electric Castle-ul a început tot ca un festival, din câte mi-aduc eu aminte, sper să nu greșesc, tot ca un festival de, sau un eveniment, mai bine spus, de promovare a unui obiectiv istoric, castelul de la Bonțida, și a ajuns în timp ceea ce este astăzi. Dorința noastră este, în primul rând, să-l transformăm, repet, într-un festival care să pună în valoare muzeul, orașul și județul Hunedoara, să intre pe lista festivalurilor ce au loc în România, începând cu luna mai, și probabil de aceea și cei de la ROA au făcut acest paralel și le mulțumim, această paralelă, și le mulțumim pentru asta, pentru că din punctul nostru de vedere, pe lângă vorbele lor frumoase și să spun de comparație atât de fantastică cu Electric Castle, este și o publicitate extraordinară pentru muzeu.
Under History este un eveniment care își propune o incursiune mai aparte în istoria umană, condimentată cu muzică de calitate. Dacă la prima ediție tema a fost ceea ce înseamnă în general tabu, iar la cea din acest an s-a axat pe șamanism, pentru cea din 2023, reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva propun un alt subiect principal incitant, respectiv tatuajele.